Oameni buni, ora de literatură, gruparea e Creator, Ioan Romeo Roșianu în studio, bine te revăd. Și eu mă bucur să te revăd pe tine, îi salut pe toți telespectatorii noștri. Eveniment, iară. E Creatorul intră în obișnuința este un creator de evenimente. Să vezi că mai are un eveniment, încă un eveniment, el ca și grupare literară există. Și prin felul în care poate să producă emulație, să aducă scriitori, zeci de scriitori vin la câte un astfel de eveniment. Înainte de a vedea ce se întâmplă, duminică va fi, da? Da. De Duminica Floriilor la Ortodoxi și de Paștele Romano-Catolic va fi un eveniment, păstrăm deocamdată tăcerea, cum reușești? Cum reușești să aduni atâția scriitori? La primul anunț vin oamenii din toată țara la evenimentele... Și de străinătate. Din diaspora, hai să numim. Din diaspora, corect. La evenimentele... Că vin din diaspora românească, ai dreptate. La evenimentele pe care le organizează Creatorul. Marian, cred că răspunsul vine din modul meu de a fi și din faptul că sunt deschis, extrem de deschis la comunicare. Probabil că o parte importantă vine și din faptul că am conștientizat că darurile pe care le avem nu ni s-au dat ca să le ducem cu noi mormânt, apropo de pilda talanților și de săptămâna aceasta sfântă și pentru săptămânile acestea sfinte și sfințite, atât pentru catolici cât și pentru ortodoxi, este o pilda talantului în care știm foarte bine că se dă și le spună ce ați făcut cu el. Nu ni s-au dat acest talanți ca să-i ducem cu noi mormânt. Și tu ai avut parte de oameni care te-au îndrumat și eu am avut parte de maestri și eu nu țin minte să-mi fi cerut Alexandru Popescu Taier, Joe Bogza, Alexandru George, Harry Zales, Ulici, Romul Mundeanu, Joe Bogza și ăștia lângă care am trăit să-mi fi cerut ceva ca să mă învețe din prea plinul lor. Nimic. Și atunci când atingi un anumit moment dat un nivel de cunoștințe și simți că poți să faci pentru ceilalți din jurul tău mai mult, mi se pare firesc să faci un singur lucru, să dai necondiționat, pentru că toți am avut un moment de început, un moment zero, sigur că unii îl uită, se mai fac pe românește că plouă, dar este păcatul lor, este problema lor. Tot Iisus în vremurile astea ne-a învățat de pilda umilinței, pe care o văd cu bucurie pus în practică de papalitate, când papa se duce să spele picioarele amărâților, nenorociților, inclusiv a pușcăreașilor, pentru că anul trecut au fost niște pușcăreași români, ne aducem aminte că li s-a spălat picioarele, la noi la ortodoxi nu se pot apleca toți de burtă, dar asta e altă problemă, știi? Și nu vreau să vorbesc despre asta. Dar cred că și în literatură ar trebui să se aplice acest principiu al umilinței, lui amar să se mai smerească un pic și să-și aducă aminte de faptul că și când s-au născut erau mici și până au devenit mari au parcurs și niște etape de evoluție, inclusiv în literatură. E vorba în, la ce am văzut eu apropo de gruparea E-Creator și de evenimentele pe care le realizează, de un anume entuziasm pe care eu nu l-am întâlnit de mult în literatură și de fapt e vorba odată de bucuria întâlnirii, de bucuria creației și de entuziasmul cu care cei ce scriu se relativ revăd pentru E-Creator, că ei scriu de pentru literatură, trăiesc bucuria apariției cărților. Aici există și un fenomen foarte interesant. Apar cărți după cărți. Dar se și lucrează. Se pot organiza lansări după lansări. Oamenii vin începând din Suceava, din Piatra Neamț, din Buzău, din Timișoara, nu știu, Oravița și așa mai departe, oricum ca și grupare pornită din Maramureș, e o grupare care acoperă teritoriul țării și cum spui tu, vin și din diaspora. Păi, și vin oameni și își lansează cărțile de la Viena, vin din Italia din și așa Elveția, mai departe. A fost din Elveția aici. În spatele acestui mecanism cultural există un singur om. Păi,
asta este. Cum poți duce, e foarte interesantă, e o întrebare logică, cum poți duce în cârcă sau cât plătești tu ca starea creației topindu-te în creația altora? Că totdeauna se întâmplă lucrul ăsta. Din start... Adică scriitorul zice așa, băi, eu stau liniștit, îmi scriu cărțile, mă bâzâie unul, altul, nu fac, eu stau și scriu. Stă la masa lui de scris. Aici tu pierzi ceva, cred eu, poate că nu pierzi, că da, ai pierzi. Un alt tip de energie și câștigi altceva. Marian, cea mai mare pierdere sunt cărțile mele și cel mai mare perdant sunt eu. Dar dacă tot e perioada asta pascală, ar trebui să învățăm și noi din jertfa cuiva și să încercăm să o aplicăm chiar și într-o scară mai mică la noi. Sigur, îți dau un exemplu la îndemână. Este Firiță Carp, care e cel mai bun martor al meu, care conduce revista Detectiv Cultural și... Și are și editura. Da, revista Detectiv Cultural și editura Detectiv Literar și care suferă pentru faptul că eu nu pot să-mi onorez să-i dau un timp cărțile de critică literară promise, garantate. Pentru că nu am timp să mă ocup... Tu ești între timp și editor. Între timp și editor. Eu sunt între timp editor, trebuie să mă ocup de revistă, iată, e creator... Faci în... singur PR-ul. Absolut. Și aș vrea să povestim puțin de chestiunea asta, dar să-ți răspund prima dată pe treaba aceasta. Deci iată că principala pierdere sunt eu. Pe persoană fizică, vorba lui Vanghelie, prietenul nostru cel mai mare filozof român în viață, ca să lămurim așa. Și n-am timp să mă ocup de proiectele personale, n-am timp să-mi finalizez romanele la care lucrez, cărțile de proză scurtă, eseistică. La poezie este mai ușor, că scrii poezia și te trezești la un moment dat că s-au adunat și că poți să dai drumul unei noi cărți la tipar. Dar trebuie să învățăm să ne bucurăm de bucuria celorlalți, pentru că știu și n-am cum să uit ce bucuros eram când își deschisese Nicolae Breban și revista Contemporanul paginile pentru cronicile mele și eram extrem de încântat, inclusiv eram la limita aia celui care cumpăra Contemporan și mă urcam în metrou și mă plimbam cu el ca să vadă lumea că e Contemporan. Nu mă identifica nici dracu, că erau începuturile mele literare. Aceeași sentimente, pe urmă, la literatorul, Viața Românească și în alte părți, cum vorbi literare, cronica, ajunsesem la un moment dat, înainte să decid să mă mut în Baia Mare, să am la 14 reviste literare, paginile sau rubricile mele de critică literară, bineînțeles Tribuna din Cluj și așa mai departe. Bun, sunt la o vârstă la care pot să dau din puținul sau din mai multul meu acumulat și la vârsta la care, sau și la calitatea la care, pot să-i sun pe mai mari zile din lumea literară, să precizăm, că vorbim de literatură, să-i trag de mână că să se întoarcă puțin în timp, în spațiu, și să-i vadă și pe aia mai mici decât ei la un anumit moment dat. În felul acesta pot să iau oameni care sunt la început de drum, pot să iau cu mine, lângă mine, uite, acum va fi duminică în București această manifestare, unde se prezintă, printre altele, 5 cărți de debut. Ajungem iar acolo. În altul patronaj este făcut de un academician. Păi îți dai seama cam câte sute de ani trebuiau unui debutant să ajungă la academician. Și atunci fac această punte între zone, între oameni, între curente literare, între tabere literare, în colaborare cu o grămadă de reviste. Mulțumesc și pe această cale că Maramureș TV este partener media al acestui eveniment. Te felicit și pentru tine, pentru noul premiu pe care l-ai luat la Iocan, premiu de proză, dar sunt foarte importante aceste momente, pentru că și aici, pentru mine, cea mai mare bucurie și cred că cea mai mare bucurie a mea vine din faptul că citesc în alte reviste cronici despre cărți apărute la E-Creator, iar când acești autori mai și primesc premii, e bucuria este cu atât mai mare. E o solidaritate între creatorii, scriitorii, poeții, prozatorii care publică la E-Creator. Am văzut că deja e un soi de familie. Chiar dacă unul stă la Ana, altul la Caiafa, ei se întâlnesc destul de des într-un an de zile. Păi,
în 23 martie, nu mai departe, organizam aici cu aproape 100 de persoane în Baia Mare, știi foarte bine, manifestarea Doamnele Metaforei. Atunci manifestarea care l-a uimit pe Adrian Suciu. Poet și, foarte bun. Și, pe, da, și care conduce la rândul lui direcția nouă. Și mi-a spus, doamne, ce au fost la Baia Mare, am povestit cu el la Cluj. Erau conferințele da, de bună și că, doamne, ce-a fost la Baia Mare e ceva absolut incredibil. Știi ce se întâmplă? El, la rândul lui, are direcția nouă și colecția de poezie vie și conduce Observator TV și Info TV. Mi-este prieten de foarte mult timp și un poet excepțional, într-adevăr. Adi Suciu știe cât de greu reușește să capaciteze oamenii să strângă în jurul lui, măcar din București și zonele imediate, pentru că aici apare un lucru care este extrem. Și o bătălie foarte interesantă, o bătălie de orgolii. Aia este altă mâncare de pește. Asta nu există aici. Aici nu. Dar el a călcat pe bec în sensul că s-a luat de gât cu domnul Apolzan de altă dată, cu actualul Nicolae Manulescu, președinte al Uniunii Scriitorilor. Există, aduți aminte că avem prieteni care au fost dați afară din Uniunea Scriitorilor pentru simplu fapt că au apărut într-un moment nefericit, într-o poză cu cineva. Să murim acum. Oamenii care au fost dați afară au început să fie reprimiți în Uniune. A, știu, și Mircea Arman, managerul de la Tribuna și mulți alții. Dar în contextul acesta, Adi știe cât de greu reușește el să-i capaciteze pe aia să iasă din zona lor de confort, măcar să traverseze două mahalale în București. Înțelegi? Ori de asta este uimirea mare, că la mine, dacă la un semn deschisă calea, vin din toate părțile. Nu e o bătălie de orgolii, ăștia au învățat scriitorii să fie prieteni între ei. Dar este foarte important și paradoxal a fost lucrul cel mai greu de făcut, Marian. A fost lucrul, de fapt, lansat la început la E-Creator, prieteniile literare între diverse orașe. Este și acum, sub aceeași egidă se desfășoară orice activitate, sub conceptul acesta de prietenie literare, care este, la o vedere superficială, un nonsens. Pentru că se știe că nu există breazlă mai orgolioasă, ca să nu spun mai tâmpită, că stă în cap, decât lumea artiștilor, în care fiecare vrea să fie mai mare decât celălalt. Deși, paradoxal, iată, mă întorc la faptul că traversăm acest moment al sărbătorilor pascale, în care Iisus ne învață să fim mai smeriți, așa, cine vrea să fie mare, să fie cel mai mic. Adică am putea și asta discuta, nu prea merge. Am putea discuta mult acum. Sigur. Hai să trecem la eveniment. Sigur. La duminică, București, ora 14, Floriile, cu un I într-o paranteză. O ca să prezentăm și afișul evenimentului. Să se poată citi în două feluri. Pe de o parte, Floriile poeziei, pe de altă parte, Floriile poeziei. Într-adevăr, cred că într-o astfel de sărbătoare, foarte importantă pentru creștinătate, pe de o parte este Paștele Catolic la romano-catolici, da? Pe de altă parte este sunt floriile la ortodox. Deci lumea merge, stă acasă, în conceptul de familie, în căldura familiei. Asta nu înseamnă că cei care venim aici nu avem familie. Să alin și că avem toată lumea. Unii o au mai mare, alții mai mică. Cert este că lucrul de care ai zis tu în deschiderea emisiunii se vede cu adevărat cel mai bine acum. Și spun de ce se vede cel mai bine acum. Pentru că, așa cum rezultă din afiș, vreo 50 de persoane s-au anunțat deja și vin de asemenea. Două din Republica Moldova. Vine Nadia Urian și cu Cornel Urian vin de aici, din Bistrița. Din Baia Mare vin eu, merge și expune acolo Coca Mihaela Carmen, care este o băimăreancă extrem de talentată. Vine Alina Narcisa Cristian, un volum de debut foarte bun, foarte fericit, care a luat două premii naționale de poezie, scos volumul tot la mine, ca să iau pe ce mai de departe. Îmi vine de la Botoșan cu volum de debut Mihaela Cuțanu, îmi vine la Pietre Neamț, Ceta Stan Palade și Teo Războianu Butuc, îmi vin din partea asta la altă. Am o grupare puternică din București care vine de data aceasta, Robert Sorin, Adi Suciu în primul rând, Cornel Octavian Rodeanu, Dan Ioan Marta, Ioan Chiș, Ion Toma Ionescu,
care am scos o carte de proză excepțională și care, care am să-i prezint în extensie și volumul Albaștri, care este povestea lui cu suferințele petrecute în închisoare datorită apartenenței la gruparea de la Pitești, este un mare prieten, Robert Sorimbai cu Cristina Donă, mulți alții care vin, însă manifestarea va fi patronată de academicianul Alexandru Boboc și mulțumesc pe această cale, fost dascăl, n-ai cum, și dacă erai prost căzut în cap, vorba lui Vanin Tudor, când voia el să facă mișto despre de Boc, de primarul de la Cluj, zicea, bă, zice, pe ăsta l-a bătut, că avea două chestii care mie îmi plăceau, erau mai golănești așa, dar îmi plăceau și trebuie să recunosc. Zicea, bă, pe ăsta l-a bătut, că să uite așa cu cureaua de ceas când era mic și uite așa să învârtea cureaua și când a căzut mic, a căzut în cap de pe covor. Chiar dacă ai fi căzut în cap de pe covor, n-ai cum să nu înveți istorie de la un om ca Alexandru Boboc. Asta nu exclude de faptul că Emil Boc e unul dintre bunii, foarte bunii primari. Sigur. Și îl prețuiesc extraordinar de mult pentru că a făcut micului trafic de influență și uite cât a fost prim-ministru, Clujul a fost înconjurat de șosele de centură și de toate astea alte, care, iată, acum rodesc, se vede cât de mult s-a dezvoltat Clujul, ca să lămurim. Să fac o completare, apropo de, mai are și ale lui gafe. Toți le avem. Crește Clujul foarte mult. Și datorită acestor drumuri. Am stat la Cluj vreo 4 zile, acum vreo lună, și la un moment dat am vrut să verific, domne, e capitală, deja are aer de capitală, trebuie și metro acolo. Și zic, frate, să chem un taxi din centru, către Belvedere. Am sunat numărul de taxi, o voce spune, bine ați venit, suntem compania care a fuzionat cu alte două companii în acest moment. Peste 660 de taxiuri sunt la dispoziția dumneavoastră, dar noi căutăm varianta cea mai bună care să vă servească, să fie mai aproape de altfel. Centru, nu știu ce. Apare și vocea, asta era robot. Vocea și zice, unde doriți, în centru, uite, da, imediat. Iară vine alte robotul și după aceea vine asta și zice, ne cerem scuze, nu avem taxi în zonă. Dacă ăsta e serviciu, să ne lăsăm de serviciu. Am mai sunat odată și încă o dată. Nu aveau taxi în zonă și atunci trebuie să ies la drumul mare, ca să spun așa, să găsesc un taxi. Total inutil serviciul ăla. Pentru că ăsta e Clujul. Unii laudă Clujul. Dar atunci când vrei să călătorești pe aici, pe acolo și te tamponezi de chestiunile astea, mai că îți vine să nu mai auzi de Cluj. Da. Din nefericire, asta se întâmplă, încă nu funcționează ca și orașe foarte mari. Unele din orașele pe care noi le credem foarte mari. Și dacă stăm acolo, slăbim și ne simțim foarte bine. E o paranteză apropo de Cluj. Să trecem la evenimentul ăsta. E un eveniment cultural, el va avea loc. Va avea loc în spatele, ca să am dat intenționat s-o și pe fixăm, să fixăm un pic. Va fi în spatele sediului locației ambasadei Turciei din București, pe strada David Emanuel numărul 4A. Ce e un club de poezie? Se numește Trafalgar Pub, așa. British. E o chestie în care a intrat, datorită lui Adi Suciu, să subliniem, a intrat în acest circuit și găzduiește foarte multe evenimente culturale. Pentru cei care știu Bucureștiul de la piața Dorobanți, mergând încolo spre Vechiul Perla, deci intersecția cu Bulevardul Ștefan cel Mare și îl știu pe de rost că am stat atâția de ani acolo, e la 150 de metri înainte de intersecția cu unde era vechiul restaurant Perla, deci cu Bulevardul Ștefan cel Mare, pe partea dreaptă, este foarte ușor de găsit. Spațiul este generos, acolo o să expună 3 pictorițe, poate chiar 4, să vedem acum în funcție de numărul de lucrări pe care le aduc cele 3
despre care am știut și și-a dorit foarte mult să mai vină încă o fată cu noi. Cea care vrea să vină este Rodica Scarlat, tot din București. Din București va mai fi Mihaela Chițac, care a expus și aici la Hotelul Mara când am făcut Doamnele Metaforei. Coca Mihaela Carmen Repet din Baia Mare, care a expus și aici. Și Daniela Achin Harabagiu, care a expus și aici și care are un volum pe care l-am scos tot la Creator. Și toate cele trei au și implicare în carte, pentru că Aurelia Oancă din Baia Mare a scos împreună cu Coca Mihaela Carmen o carte, o carte document, a spune, de care se folosesc amândouă, foarte bine primite de critică. Eu am și strâns în jurul lor mai multe voci, deci n-am scris, n-am prezentat numai singur această carte, pentru că Aurelia Oancă a scris câte o poezie după fiecare lucrare a lui Coca Mihaela Carmen, care este o chestie unică în România. Și pe de parte vedem puterea de selecție a unei poete și de a-și coordona talentul literar pentru a pune în valoare mesajul unui tablou. Pe de altă parte, este o adevărată carte de vizită pentru Coca Mihaela. Îi spun cele trei. De altfel, lansați și niște cărți. Și niște cărți. O să vină și Petronela Popei Ignat din Gheorgheni. Vine Vali Leahu, prietenul nostru de la Sibiu. Sibiu. De la Șelimbăr vine Vălăreanu Sârbu, pe care îl știi. Mi s-au anunțat ulterior facerea afișului prietenii noștri din zona Vâlcea, pe care am adus și aici. Dovadă că Nistor, Lungu, Tatian Lungu și toți așa. Miuță. Îmi vin, bineînțeles, și mie din Telorman câțiva scriitori, Florineaga, Cristian Gabriel Moraru, Liviu Nanu și Constantin Ciubotaru, tuturor. Nu, uite, lui Florineaga nu i-am scos carte, dar celorlalți am scos cărți sub egida ei Creator și cărți foarte bine primite de critica literară. Spre exemplu, la cartea lui Nanu, prefața e făcută de mine, postfața de Augustin Doman, care este un nume care nu are nevoie de nicio prezentare, știi? La Lumorar la fel, Constantin Ciubotaru. Prezentăm și mai multe cărți, două cărți de proză ale lui Robert Sorin Baicu, care este chiar din București. Ți-am spus Ioan Toma Ionescu cu cartea lui de proză. Am un debut pe care pariez de asemenea și pariez cu majuscule, Gabriel Dinu. L-am debutat și l-am cunoscut în anii 93, maxim 94, în anturajul lui Aurelian Titu Dumitrescu, cel care a scris Antimetafizica cu Nichita Stănescu. A publicat prin Viața Românească, eu l-am luat de mână pe urmă, i-am deschis ușile și la alte reviste. Era un încăpățânat, nici acum n-ar fi vrut să publice. L-am convins eu, ceea ce n-au reușit să facă alții, l-am convins eu și cartea lui are o prefață, un studiu critic de excepție al lui Eva Monica Sechei, care este profesor universitar doctor, conferențiar universitar doctor în Târgu Mureș, dar are rădăcinile aici în Baia Mare, Baia Mare Cavnic, și m-a bucurat să o bag, să pot, să o iau eu, apropo, să o iau de mână, să o bag în lumea literară, să o scop puțin din lumea universitară și să o aduc la lucrurile mai pământene, să zic așa, studiu de excepție. Are referințe critice făcute de Aurelian Titu Dumitrescu cu această carte și, na, Titu Dumitrescu nu se poate trece peste el în literatura română. Postfață făcută de mine, de Daniel Luca. Este o fată care e un critic bun și este soția unui prieten pe care îl cunoaștem, pe care o cheamă Magda Lungu, dar care i-a spus: domne, noi împărțim patul, portofelul, bucătăria, sufrageria, dar eu în literatură nu se schiduși. Nu știu dacă este cea mai fericită cale, dar este și asta o cale. Și atunci eu m-am bucurat să o capacitez pe Magda, să o atrag în gruparea mea. Vine de la Bacău special pentru această manifestare, că tot spuneam de eforturile oamenilor și care vin din toate părțile țării. Mă bucur să văd această emulație. Vin oameni din Târgu Jiu, sunt anunțați iarăși din zona Reșița, de Hunedoara. Însă îmi vin din Republica Moldova două poete. Una a fost și aici, cealaltă nu a reușit să vină. Îmi vine
Viorica Negoiaș de la Cristian, de lângă Brașov, și a zis: în sfârșit faceți o manifestare mai aproape de mine, vin și dacă... E o manifestare majoritar ardelenească, baxamă. Nu știu, București. Că se echilibrează cu cei care vin din București, mai am și din celelalte zone, dar este o manifestare prin care vrem să, eu, ca promotor literar, ca promotor cultural, vreau să fac un singur lucru, să-mi pun de pentru Victorul Marian și are să-mi reușească demersul. Vreau pe de o parte să le spun bucureștenilor că nu sunt singur pe pământ și că lumea literaturii este un pic mai mare decât ei, pentru că sunt foarte mulți care au intrat într-o anumită zonă de confort și s-au relaxat și au zis: bă, ce bine, suntem noi între noi, și se gratulează ca și cum fac și alți prieteni de-a noștri din nefericire pe la OJD, și există cât un mic OJD în fiecare localitate. Cred că e și un factor pozitiv. Da, dacă au confort. Da, bineînțeles. N-are niciun sens să-i deranjeze. Să-i scoatem din confort. Da, dar știi ce se întâmplă? Trebuie spus măcar, să audă și ei măcar o singură dată, că lumea literaturii este un pic mai mare decât orizontul lor imediat. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, acești scriitori pe care îi cresc și pe mulți am luat de la minus și am luat și am format și au făcut pași pentru rândul 3 al literaturii, pentru rândul 2, pentru primul rând încet, încet, pentru că și Dumnezeu a făcut lumea în mai multe zile. Oamenii aceștia au dreptul să se întâlnească cu prieteni de-ai mei vechi, cu nume importante ale literaturii române, ca mesajul lor să ajungă și la aceștia, pe de-o parte, pe de-altă parte să se deschidă, să aibă ușile deschise către mai multe și cât mai multe reviste literare pentru a se putea desfășura, pentru a se putea manifesta. Și apropo de reviste, eu sunt foarte mândru că e creator revista în versiunea ei online și știi foarte bine cât de mult am muncit împreună și pe chestiunea aceasta. Revista în forma ei online este de foarte mult timp în top 10. Săptămâna asta suntem pe locul 8, dar să fii pe locul 8 în topul revistelor de cultură de limbă română, pentru că sunt foarte multe și în străinătate, spune foarte mult acest lucru. Eu sunt mândru că proiectul acesta a fost nu doar vizionat, și uite, funcționează acum dincolo de răutăți, de contre, de tălpi și de sabotaje mai mari sau mai mici, dar nu vreau să-i limitez, să le tai aripile. Eu cred în colivia cu ușa deschisă, ca să-i dea posibilitatea păsării să se întoarcă de drag acolo, nu să fie ea ținută cu lanț. Și chiar fac acest lucru. Și uite, mulțumesc pe această cale prietenilor mei de la alte reviste literare care au venit din prima ca partener media la acest eveniment. Și nu este lucru puțin, pentru că au ajutat la promovarea evenimentului. Și promovarea evenimentului este importantă. Le-am spus și repet acestor scriitori, cum întâlnesc cu ei, trebuie să iasă din zonele lor de confort, pentru că dacă n-au vizibilitate, degeaba se întâlnesc ei, și așa suntem pedepsiți de comunitate. Și nu exagerez că spun, dincolo de faptul că ne pedepsesc autoritățile că nu prea sprijină cultura, suntem pedepsiți de aici în Maramureș trăim o chestie fericită, că există o implicare serioasă a Consiliului Județean Maramureș, dar în absența acestui sprijin al Consiliului Județean ar fi jale, pentru că domnul primar, ca o mică paranteză și nu derează de la subiect, a scos acum praful în ochii oamenilor că scoate la discuții publice cum să facă ghidul pentru proiectele pe anul ăsta. Păi, dar nu l-am văzut să supună pe ghid și faptul că primăria dă o căciulă de bani la concertul lui Delia. Păi dacă faci o chestie, fă-o peste tot, că s-ar putea să te trezești că băimărenii nu mai vor concerte, spre exemplu, și că poate vor mai multe cărți și reviste și nu știu ce. Deci nu fi pervers, adică zici, am făcut discuții publice și a rezultat așa. Totuși apare ceva și se poate într-o discuție publică să apară și ideile cărților. Nu asta e problema până la urmă. Au făcut un pas în față. Să decât să nu-ți apară nicăieri și să te trezești că, uite, primăria propune cetățenilor asta că știe ea mai bine ce și cum. Da. E o formă de dialog public. Hai să zicem, o acceptăm. Vedem. Hai să... Băi, pentru catolici, este săptămâna patimilor.
Da. Trebuie să acceptăm și trebuie să fim mult mai buni. Păi poezia noi, oricum te face mai bun. Noi din punct de vedere cultural suntem catolici de dimineață până seara. Avem o continuă, o perpetuă săptămână a patinilor. Da, din păcate să știi că nu vreau să discutăm, dar s-au petrecut în săptămâna asta a patinilor lucruri neașteptat de neplăcute. Păi, drama asta, cu Notre-Dame. Asta este, da. Pe de altă parte, de Duminica Floriilor, da? Da. La noi, florile sau floriile poeziei. De asta am folosit acel în paranteză vor fi ca un joc. La București, la Trafalgar Pub. Da. Am înțeles că, din câte am povestit noi și cred că toată lumea care se uită la emisiuni culturale o auzit, o și văzut, sunt patru vernisaje. Un vernisaj comun. Patru pictorițe, da. Bun. Cine prezintă? O să fie academicianul Alexandru Boboc, eu, Magda Lungu, ți-am zis, Cristian Moraru de la Roșiori, Cornel Rodeanu, Adi Suciu. Deci suntem o listă de oameni care facem aceste prezentări. Se vor lansa cu această ocazie un lucru important, trei antologii literare. Una este Iarna Cuvântului, făcută de creator, în care am vreo 77 sau 78 de autori adunați în aproape 500 de pagini. Alta este Înzăpezirea Cuvântului, care are vreo 450 de pagini cu vreo 69 de autori și poezie și proză, bineînțeles. Și am fost nevoit să scoatem ediția a doua a antologiei pe care am scos-o anul trecut în primăvară, să aduce aminte, Ateliere în Paragină. Și vreau să o prezentăm în deschiderea acestei manifestări în memoria unor doi mari prieteni duși pe care Dumnezeu a luat la el că vrea să-și facă acolo în cer cenacul literar. Mă gândesc aici cu tristețe la plecarea lui Ciprian Chirvasiu, mare prieten, mare poet, și a lui Marius Dumitrescu, care are de altfel un mare caracter și un mare poet. În memoria lor ne ducem și cu această a doua ediție, pentru că sunt și lansări de cărți. Da, vor fi lansări de cărți, am spus. Prezintă aceeași echipă. Aceeași echipă, da. Uh-huh. Și sunt autori cărora le vin anumiți prezentatori. Spre exemplu, la Dinu prezint eu, prezint Magda Lungu și vine Mihai Conu și am înțeles Victor Gaidamuț, pentru care invitații lui. Sigur, ceea ce este normal. Nu știu pe toți acum. El este născut la Fetește acolo și sunt oameni lângă care a crescut, lângă care și-a făcut primii pași. Că i-am scos eu cartea, eu i-am extins cu un text, am spus, al lui Eva Monica Sechei, cu textul meu și Titu Dumitrescu, cu copertă făcută de Florin Dochia, vine Florin Dochia, Firiță Carp s-ar putea să nu poată veni, care este marele nostru prieten, îl știi, pentru că știu că era invitat la o manifestare culturală la Istanbul și cum e el mai drăguț așa și mai miștocar, a zis, bă, trebuie să văd și o cadână cum dă dâmburic. Înțeleg, nu poți să-i zici, pentru că acolo se poate. Aici nu poți să vezi cadâne, că e postul, știi? Dincolo de glume, o pierde pentru manifestare. Miora Bagna îmi doresc să vină foarte mult. Doman, merge? Nu știu de Doman, pentru că s-au purtat discuții și am pierdut autori care n-au putut veni exact pe aceste considerente. N-a putut veni Eva Monica Psechi, n-a putut să vină Doina Pană de la Târgu Mureș, n-a putut să vină Marian Noc de la Târnăveni, care, na, își sărbătoresc, nu pot să vină Florii Neagă de la Roșiuri de Vede, pentru că e floriile și trebuie să aibă așa. Deci am pierdut niște oameni, dar am câștigat mulți alții. Pe ei nu i-am pierdut deloc, pentru că am simțit apropierea și regretul și apartenența la echipă, care este un lucru foarte bun. Din București mai vin Liliana Popa, care lucrează la Radio România Cultural și o poetă bună și la rândul ei organizatoare de manifestări culturale. Eu plec mâine seară spre București, spre exemplu, și sâmbătă sunt invitat la o manifestare pe care o organizează alături de alți scriitori, 15-20, nu știu câți,
la Muzeul Statului, la Dimitrie Gusti, unde va fi o manifestare care s-ar vrea ceva asemănător cu a mea, numai că la mine e puțin mai complicat și mai dezvoltat și cu lume mai multă și zic eu și cu lumea mai bună. După lansări urmează dialogul, nu? Cred că e partea cea mai frumoasă, pentru că după ce vom prezenta aceste... Care se va petrece la Trafalgar Park. Absolut. Am și vorbit cu Adi Suciu și cu ceilalți care ne ajută. Vrem să avem neapărat să încheiem chestia asta cu o treabă frumoasă, cu un moment poetic. Și acum am rugat pe acolo niște scriitoare din București să fie puțin complice, să avem și un nou roșu să-l ciocnim, nu știu, facem o tâmpenie de asta, concurs de poezii și... Pică bine că știu, okay. De Paștele catolicilor... Sigur, și de florile astea, și da. De florile ortodoxilor, deci o manifestare care prinde foarte multe zone care țin și de spiritualitate, religie, cultură, literatură, inclusiv artă plastică. Eu cred că nici nu mai ai ce să împănat evenimentul. Marian, telespectatorii trebuie să știe, să înțeleagă următorul lucru. De ce merg ei la un market? Merg pentru un singur lucru, că găsesc din toate cât un pic și găsesc tot ce vor, da? Așa va fi și aici. Găsesc, poate unii oameni vor veni numai pentru pictură, da? Alții vor veni pentru partea de critică, alții vor veni pentru partea de antologii literare, alții vor veni pentru că să asculte poezie. Să asculte poezie, alții pentru muzică, că va fi și un moment folk și nu știu ce. Și atunci ești obligat. Cât durează evenimentul ăsta? 2 ore, 3 chiar. Pentru că este firesc să dureze atât de lucru. Marele avantaj vine din faptul că unde să stai în picioare undeva sau să fii legat de un scaun. Aici este o atmosferă caldă, primitoare. Eu am fost acolo la manifestare, am mai făcut manifestări sub egida de creator în București, inclusiv în această locație. Deci mă întorc acasă repetitiv și weekendul acesta am fost acolo cu Alexandru, cu domnul academician Alexandru Boboc și cu mai mulți scriitori, tocmai pentru a discuta inclusiv poziționarea unor mese, loc unde vor fi expuse tablourile, care erau elemente importante. Nu poți să zici, nu, am venit acum, hai să le punem cu moda Dumnezeu. Nu poți să faci o chestiune de asta alaltă. Un pofida întregului nonconformist care caracterizează lumea artei, ca să zic așa, nu poți. Este un academician care asigură echilibru. Sigur, sigur. În pofida toate astea trebuie să știi oamenii aia care vin cu tablourile să le aibă corect expuse și ca să vezi partea frumoasă a lucrurilor și partea importantă, spun eu, iată că emulația este făcută, iată că nu se termină bine acest moment în 21, în 22 sper să pot să fug și măcar pentru o zi până la Roșiori de Vede, pentru că în 23 trebuie să mă întorc în București, să iau trenul nu spre Baia Mare, mă duc la Bistrița Năsăud, unde mă așteaptă o mașină care mă va duce, pentru că în 24 la ora 12, și ca să vezi forța echipei, în 24 la Năsăud, unde va fi o adunare a despărțământului Astra din Năsăud, prezint vreo 5 cărți ale prozatoarei Nadia Urian, ale prozatorului Bistrița Cornel Urian, care fac parte din gruparea mea, va expune băimăranca noastră, i-am mijlocit și ei, va expune băimăranca noastră Carmen, Coca Mihaela Carmen și atunci și vin și alții. Acolo se poate veni și Marian Og și Petronela Apopei. Deci, iată, iarăși, o anumită parte din grupare migrează de la București la către Bistrița, către Năsăud. Oameni buni, ora de literatură. Mulțumesc, Ioan Romeu Roșian. Eu îți mulțumesc pentru că... Să vedem după evenimentele astea și după Sfintele Paști. Ne vom întâlni să și o să ne spui cum a fost și ce urmează în gruparea E-Creator. Cu siguranță cei care ne urmăresc, Marian, eu îți mulțumesc încă o dată, repet, și ție, pe persoană fizică și postului că ne sprijină și ne este partener media. Mulțumesc pentru implicarea ta
Cei care ne urmăresc, fiecare are cât un cont pe undeva pe rețelele de socializare și vor vedea la botul calului ori filmări live, ori fotografii care vor vorbi singure despre amploarea momentului și aș vrea pe final să înțeleagă, pe de o parte, că trebuie să fie mai buni, cel care vrea să fie cel mai mare trebuie să fie cel mai mic, și că dacă rămân în zonele lor de confort, nu vor fi văzuți și vizibili cu adevărat niciodată. Atât pentru astăzi. Marian Ilea vă spune, rămâneți în continuare alături de noi, alături de literatură. N-aveți absolut nimic de pierdut, aveți foarte mult de câștigat. Sunt.